Bună ziua! Primarul sectorului 5, domnul Daniel Florea, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Să rămână, mulțumesc frumos pentru invitație! Pentru început, aș vrea să fac un apel la sinceritatea dumneavoastră și să discutăm concret despre ceea ce a reușit să facă până în acest moment și ceea ce are de gând să facă în viitorul apropiat domnul primar Daniel Florea. Una dintre promisiunile stringente din timpul campaniei electorale era construirea unor locuințe sociale. Cum stăm în acest moment cu această promisiune? Sunt mândru să vă anunț că stăm foarte bine. În sensul că în anul 2008 s-a dat o hotărâre de guvern prin care 110 hectare de teren de pe antieriană treceau de la Ministerul Apărării la Primăria Sectorului 5 pentru a se construi niște locuințe numai prin ANL. În ședința de guvern de ieri s-a deblocat această situație și ni s-a dat voie să facem dezvoltare urbană prin orice sursă de finanțare legală atrasă. Asta înseamnă că putem să facem numai prin ANL, putem să facem și din fonduri europene, și din fonduri proprii, și din fonduri de la guvern, și din împrumuturi, și pe planul Juncker. Și atunci lucrurile sunt deblocate. Am dat către ANL 3 terenuri din sector, le-am predat pentru construirea de locuințe sociale, dar acest proiect antiaeriană este cel mai mare program care se derulează de investiții pe zona aceasta de locuințe de pe vremea lui Ceaușescu încoace. Deci pe acele 110 hectare putem să construim 40.000 de unități locative. Asta înseamnă la 3,5 persoane pe unitate locativă, undeva la 140.000 de oameni care vor avea o locuință începând din momentul în care vom avea toată documentația gata. Ce înseamnă asta? În momentul în care noi avem această hotărâre de guvern, începem să facem plan urbanistic zonal, după care vom trece la identificarea de surse de finanțare și vom demara licitațiile. Știm exact ce putem să facem. Vom face acolo locuințe sociale, locuințe de serviciu pentru persoanele din administrația publică locală, învățământ, medicină, instituțiile importante ale statului, judecători, procurori, polițiști, bineînțeles apărare. Vom face o nouă maternitate, pentru că nu există maternitate în sectorul 5. Sectorul 5 este una dintre puținele zone din țară cu spor pozitiv, de se nasc mai mult copii decât mor oameni. Vom face o sală polivalentă, vom face parc, biserică, școală, grădiniță, creșă. Este un proiect de mare anvergură care se deblochează acum. Ideile există, documentație preliminară există. Deci vă dau acum în premieră știrea că s-a deblocat cel mai mare proiect de dezvoltare imobiliară din fonduri publice din 1989 încoace. S-a întâmplat ieri. Și mulțumesc guvernului pentru asta. Concret, când se va începe construirea de aceste locuințe de care vorbeați dumneavoastră? Dacă avem gata puzzle-ul în plan urbanistic zonal, pentru că în sectorul 5 nu a existat niciodată niciun plan urbanistic zonal al întregului sector și s-a făcut numai pe niște zone, dar foarte mici și numai pentru dezvoltare privată. Acum ne-am dat drumul la niște puzuri pentru zonele care ne interesează, inclusiv pentru antieriană. Dacă el va dura 4-5 luni, noi în timpul ăsta pregătim documentația și sursele de finanțare și undeva în vara anului viitor vom putea demara lucrările.
Tot acum, aproape un an și jumătate, ați promis aici, în cadrul unui interviu la noi, la PS News, că veți demara de urgență programul de reabilitare a blocurilor. În acest moment nu vedem nicio schelă pe sectorul pe care îl conduceți. Când estimați că vom vedea concret? În sectorul 5 din 2011 nu s-a mai făcut niciun act privind reabilitarea termică a blocurilor. În decembrie, pe 28 decembrie, 27 sau 28 decembrie 2016, guvernul tehnocrat a schimbat legea și normele de aplicare au apărut în aprilie. Au apărut normele de aplicare în aprilie, a trebuit să schimbăm toată documentația. Suntem în octombrie și în acest moment avem documentația gata pentru aproximativ 70 de blocuri până la sfârșitul acestei săptămâni. Vor fi 90 și cam în 10 zile vor fi toate 139 pe care le-am inclus în prima fază. Chestiunea este următoarea. A existat acea problemă că în București s-au reabilitat blocuri și fără bani de la asociația de proprietari. A existat o directivă europeană, lucrul ăsta este imposibil. Oamenii trebuie să plătească 20 sau 25% din contravaloare. Asociația de proprietari trebuie să ia această decizie. Din păcate, unii oameni sunt reticenți și asociațiile n-au reușit să ia aceste aprobări în adunările generale ale asociațiilor de proprietari și din această cauză avem numai 42 de acorduri în acest moment. Dar pe măsură ce le vom avea, documentația tehnică este făcută, din primăvară vom începe să reabilităm. Eu cred că la anul vom putea să facem în jur de 200 de blocuri. Care este situația licitației privind salubrizarea din sectorul 5? A câștigat cineva licitația? Procedura s-a încheiat. Noi am declarat un câștigător, un consorțiu de mai multe firme. Celalalt participant la licitație rămas în urma procedurilor a contestat la CNSC. Urma ca săptămâna aceasta să ne dea rezultatul. Am înțeles că s-a prelungit termenul, dar nu ne-au comunicat ce termen mai au nevoie ca să delibereze. Așteptăm și noi cu sufletul la gură pentru că se apropie iarna și trebuie să știm cum facem. Pentru a nu păți vreun lucru care să ne ia prin surprindere, am reînființat ADP-ul pe care îl desființasem cu 1 ianuarie, l-am reînființat tocmai pentru a avea posibilitatea noi ca administrație locală, dacă nu vom avea o firmă care să câștige licitația până în acel moment, dacă procedurile în instanță vor dura, să avem posibilitatea să intervenim noi de la nivelul administrației locale. Deci, până la urmă, ce se va întâmpla la iarnă? Cine va dezăpezi străzile din sectorul 5? Dacă se va declara un câștigător de către Consiliul Național de Soluționare a Contestației și probabil după aceea se va merge la instanță și până vine iarna se va declara un câștigător, respectivul câștigător, dacă nu romprest firma care acum acționează pe raza sectorului și care are contract cu Primăria Generală, se prelungește contractul până când noi reușim să încheiem contractul, și administrația locală prin ADP, pentru că contractul cu Romprest este încheiat într-o procedură de urgență cu Primăria Capitalei și acoperă aproximativ 2/3 dintre străzile din sector. De-aia erau și niște nemulțumiri. Noi am intervenit în limita posibilităților tehnice pe care le avem, pentru că sunt niște condiționări ca să poți să faci salubrizare și din această cauză au existat mici probleme punctuale, dar anul trecut ne-am descurcat mult mai bine decât în anii trecuți și anul ăsta cu siguranță va fi mult mai bine decât anul trecut. În altă ordine de idei, ce se mai aude cu stațiile de RATB aglomerate? După cum știți, RATB-ul la Primăria Capitalei, ei au trecut printr-un proces din acesta de reînnoire. Acum se derulează licitația pentru achiziționarea de... Noi am încercat să intervenim și să facem condiții de așteptare mai suportabile pentru cetățeni. RATB-ul are un program în sensul ăsta. Noi nu
putem interveni la stații ca administrații de sector. Dar ce pot să vă spun este că în ședința de Consiliu General de luni ni s-a aprobat documentația și posibilitatea de a face înierbarea șinelor de tramvai, așa cum există în sectorul 3, de exemplu, și vom putea să demarăm și noi acest program. Încercăm, am făcut documentație stufoasă, o avem, o să arate măcar șinele de tramvai în sectorul 5, vor arăta foarte frumos imediat cum o să primim oficial hârtia de la Consiliul General și demarăm procedura de înierbare a șinelor de tramvai. Va arăta foarte frumos, abia aștept. Ce proiecte mai aveți în plan pentru sectorul 5? Ce credeți că îi lipsește în acest moment sectorului 5? Vorbeați de creșe, de... În acest moment, știți că noi suntem singura administrație din țară care a luat decizia demolării unei unități de învățământ, demolării unei școli, aceea unde a căzut tavanul. Mi s-a făcut un pic teamă de realitate, că s-ar putea să fie contrazise hârtiile care existau de realitate. Și am decis să facem expertize tehnice la toate unitățile de învățământ, astfel încât un asemenea pericol să nu mai existe. Suntem pe ultima 100 de metri cu obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor pentru demolarea școlii, după care vom face o singură procedură de licitație pentru demolare și execuție școală, pentru că ne-am gândit că dacă facem o procedură de licitație pentru demolare, una pentru execuția școlii, ăia care fac școală o să spună că n-au demolat ăia bine și au stricat nu știu ce, ăia care demolează că așa, dacă fac o singură procedură de licitație o să știu sigur. Ăla care demolează având proiectul știe ce să execute și știe cum să facă să nu-și facă singur viața mai grea. Și eu cred că școala va fi gata la începutul anului școlar viitor. Deci pe 1 septembrie ambiția mea este ca toți copiii să învețe într-o școală nouă. În acest moment am gata documentația pentru 20 de școli și 10 grădinițe, gata integral, și se lucrează la 10 grădinițe și la 12 școli. Eu cred că lucrurile trebuie făcute bine și temeinic, chiar dacă durează puțin mai mult, realitatea crudă de la 141 că una scria în hârtii și alta s-a dovedit a exista pe teren, trebuie să ne dea de gândit și să facem lucrurile temeinic. Din cauza asta, eu cred că la sfârșitul anului viitor, toți copiii vor învăța niște unități de învățământ refăcute, consolidate și la standardele anului 2018. În acest moment, câte unități de învățământ sunt conform standardelor, să spun așa, au acelea vize? În acest moment ne luptăm să obținem avizele. Sunt niște școli care nu au nevoie de avize fiind construite mai recent. Sunt niște școli care au ieșit din perioada de funcționare, să spunem, pentru că după 50 de ani ele n-ar mai trebui să fie școli, dar asta e o realitate care se confruntă întreaga țară. Avem școala 150 care din 3 corpuri de clădire are 2 care sunt de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, de la 1860. Astea niciodată nu vor putea să obțină avize pentru că sunt construite după cu totul și cu totul alte norme. Și așa? Ele sunt în acest moment relativ sigure, dar școala 150, care e o școală de elită a capitalei, va intra într-un amplu proces de reabilitare. Mai sunt școli unde sunt niște probleme, dar în general cred că vom avea până la sfârșitul anului autorizații de avize de la ISU pentru 24 dintre ele și celelalte toate sunt în procedură. Vom vedea sfârșitul acestui an. Da, vom vedea cât de repede vom reuși cu echipele mixte pe care ni le-a pus la ISU ne-a pus la dispoziție niște specialiști
care împreună cu ai noștri să meargă din unitate de învățământ în unitate de învățământ ca să vadă exact ce lipsește, ce mai trebuie făcut ce, și să le dea niște termene foarte clare. Pentru că până acum făceam un schimb de documente și nu se întâmpla nimic bun, doar dădeam hârtie de la unii la alții. Se confruntă și ei cu un deficit de personal, specialiști la școli nu există, este foarte greu de găsit specialist și pentru primărie. Eu am în acest moment pe problematica ISU doar 2 specialiști, pentru că sunt oameni care sunt foarte căutați, sunt în general foști oameni din sistem și din cauza asta sunt foarte greu de găsit. Și oricum, dacă își fac sau sunt angajați la firme specializate pe domeniu, câștigă mai mulți bani decât la primărie și atunci e greu să-ți vină. Trebuie să fie niște oameni dedicați care vrea să facă bine semenilor în primul rând și uite, am reușit, am avut noroc să găsesc 2, că atunci când am venit eu la primărie n-aveam niciun. Cum stăm cu paza în școli? Au toate școlile din sector? Da, toate școlile din sector au pază, au avut angajamente proprii. Acum am dat drumul la o procedură de licitație, vom face paza pe un singur caiet de sarcini de la primărie și pentru școli și pentru grădinițe și pentru parcuri și pentru locurile publice și pentru piețe. Pentru că vom avea un sistem integrat de supraveghere video al sectorului, 400 de camere, cel mai performant din țară, cel mai performant dispecerat. Un lucru foarte, foarte bine făcut, am obținut toate avizele, suntem pe SEAP în procedură de licitație și atunci vreau să am dispecerată de la poliția locală și poliția locală conectată și cu firmele de pază care, dacă fiecare unitate de învățământ, de exemplu individual, avea un plan de pază, ei răspundeau în primul rând angajatorului, după aia poliției naționale și abia după aia poliției locale. Eu vreau să le impun în caietul de sarcini o colaborare totală cu Poliția Națională și cu Poliția Locală, să avem niște proceduri comune și asta să fie la nivelul întregului sector. Lucrul ăsta se va face integrat cu sistemul de supraveghere video și școlile vor fi foarte sigure începând cu 1 ianuarie. Pentru că eu vreau după aceea părinții să fie siguri dacă își lasă copiii în parc de faptul că nu se întâmplă nimic rău copiilor. Vreau să deschid curtea școlilor pentru copii, pentru că în acest moment copiii n-au unde să se joace. Noi ne jucăm toți în curtea școlii, acum curtea școlii după ore e închisă din cauza că se gândesc părinții că sunt nesupravegheați copiii, profesorii că se strică, știu, mobilierul din curtea școlii. Dar în momentul în care vom avea acele camere, lucrurile se vor rezolva și copiii vor avea unde să joace și părinții vor ști în siguranță și vor putea să ocupe de treburile zilnice. Că tot aminteați acum de parcuri. În ce situație se mai află parcurile din sector? Știu că promiteați o reamenajare a acestora. Sunt gata studiile pentru parcuri. Din păcate, avem o situație din aceasta, nici nu știu cum să spun, că dacă n-ar fi de plâns. Din păcate, de-a lungul timpului, au existat niște revendicări pe niște zone din sector. S-au revendicat suprafețe de parc, care era parc la data revendicării. Instanțele au dat hotărâri judecătorești irevocabile. Uneori nu s-au judecat cu primăria sectorului 5, de exemplu. Și aflăm cu stupoare în momentul în care încercăm să facem cadastru ca să putem să dăm drumul la amenajarea parcurilor, aflăm cu stupoare că 10 metri din parcul nu știu care sunt revendicați și trebuie să reglementăm situația. 20.000 de metri din 24.000 cât are tot parcul sunt ai nu știu cărui proprietar. Avem în parc la Sebastian, acum suntem în procedură să cumpărăm 1200 de metri de teren, sunt 3 proprietari diferiți care au și o servitură de trecere între ei și fâșia lor de teren este de la WC-uri până la fântână arteziană, așa, ca să cuprindă, să n-ai cum să faci parcul dacă nu cumperi terenul. Dar sunt hotărâși de cătăști revocabile și fără a soluționa
problema terenului și fără a fi intabulat pe tot terenul, tu ca primărie nu poți să începi demersurile ca să le repari. În acest moment avem decât trei parcuri care ar putea fi refăcute. Romnicianul, care este însă o rezervație din aceasta, pentru că sunt niște arbori seculare acolo și trebuie niște proceduri speciale, și încă două parcuri ceva mai mici, dar vor începe proceduri de execuție în primăvară, în martie, în momentul în care vom avea posibilitatea să și plantăm, pentru că în acest moment, și sper că până atunci să terminăm să și situația cu Sebastian, care este parcul reprezentativ pentru sectorul 5. Ce relație aveți cu doamna primar Gabriela Firea? Eu am o relație excepțională și cu dumneavoastră și cu ceilalți primari. Deci suntem prieteni, ne întâlnim, rezolvăm lucrurile, discutăm pe față, nu avem de astea, știu eu, discuții cu tentă, cu nu, spunem foarte clar fiecare ce are de spus, încercăm să găsim soluții împreună, de cele mai multe ori le și găsim. O să avem din nou o întâlnire la începutul săptămânii viitoare. Am avut una acum două zile. Lucrurile merg foarte bine. Eu sunt foarte mulțumit de modul în care colaborăm și uite, tu ce soluție ai la asta? Tu ce soluție ai la asta? Ce părere ai de asta? Ne sunăm. E o relație foarte bună și cred că lucrurile se și văd, pentru că se mișcă în direcția bună. Eu vă spun, asemenea proiect cum e cel de pe antierian, cum e cel de la Laser Valley, Măgurele, unde se va face probabil cea mai mare dezvoltare tehnologică aferentă laserului la an, care este asumată de guvern, e memorandum semnat în guvern, este un grup de lucru la nivelul Secretariatului General al Guvernului, este o investiție gigantică de nivelul miliardelor de euro care va trebui făcută acolo și există bani și de la organismele europene și de la guvern. E, asta nu s-ar fi putut face dacă n-ar fi existat o colaborare foarte bună de la nivelul guvernului, primăriei capitale și primărilor de sector. La fel și cu antieriana. Păi la antieriană este și primăria capitale, este și sectorul 5, este și sectorul 6. Toată colaborarea asta dintre administrația locală și administrația centrală așa, este un lucru mult mai bun chiar decât mi-aș fi imaginat eu. Însă trebuie să spun că există acea componentă politică a activității administrative care este foarte importantă și eu sunt mândru că toți membrii coaliției de sus până jos ne sprijină în demersurile pe care le facem. Pentru că dacă n-ar fi existat voință politică și posibilitatea administrativă, lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat. Am văzut că aveți alocat pentru sectorul 5 un buget de aproximativ 900 de milioane de lei. Este suficientă această sumă pentru activitatea primăriei în general și pentru proiectele dumneavoastră amintite? La ce avem de gând să facem și la necesitățile sectorului, nu. Dar dacă noi vom ști să folosim acești bani, și cred că știm, ca să putem să dezvoltăm componenta economică, să oferim locuri de muncă și să creăm altele noi, atunci da, este un buget, oricum este un buget generos față de bugetele altor municipii din țară sau de bugetele chiar ale unor județe. Dar sectorul 5, din păcate, are un deficit în ceea ce privește, știu, amenajarea spațiilor verzi, care sunt la ALPAB și, după cum ați văzut, sunt niște, arată destul de rău în unele zone. În ceea ce privește anveloparea, pentru că nu s-a făcut de-a lungul timpului la nivelul din 1200 de blocuri s-au învelopat vreo 370 și deja au ieșit cele din termenul acela de garanție. Suntem în urmă cu niște lucruri. Trebuie neapărat să refacem unitățile de învățământ pentru că s-au făcut în 2003-2004 și au ieșit deja din perioada, au apărut probleme. Sunt niște lucruri care nu s-au făcut de-a lungul timpului, dar pe care pe toate le-am luat, am făcut documentație. Este foarte greu să faci documentație în țara asta și să ții licitații, pentru că
faci documentația, ți se schimbă normele, ți se adaugă la norme, tu începi licitația pe un proiect tehnic și pe o sumă care după aia, dacă ți se schimbă operațiunile pe care trebuie să le faci, ți se adaugă, nu mai corespunde prețul și nu-ți vine nimeni la licitație. Sunt niște probleme pe care trebuie neapărat să avem un sistem de ăsta legislativ predictibil, mai ales în domeniul achizițiilor publice. E foarte bună transparența, punem în dezbatere publică toate proiectele importante, dar fiecare asemenea proiect trebuie să stea în dezbatere publică 30 de zile, după care trebuie să-l treci prin Consiliul Local. Deci sunt niște termene de la lege. Noi muncim foarte mult zi de zi, dar elaborarea acestei documentații, pentru ca după aia omul să vadă pe teren, a durat destul de mult. Dar eu cred că în acest moment suntem așezați și putem să demarăm foarte multe lucruri. Am reușit, făcut un sediu nou pentru Poliția Locală, am făcut un sediu nou pentru DITL, am făcut un sediu nou pentru, chiar pentru Primăria Mare, am mutat toate serviciile într-o singură clădire. Am făcut un sediu nou și acum îl amenajăm pentru starea civilă, altul pentru evidența populației. Sunt niște lucruri pe care le-am făcut. Dar în spatele fiecărui lucru de genul ăsta există foarte multă muncă și foarte multă documentație. Pe final, aș vrea să vă întreb, cum răspundeți zvonurilor potrivit cărora primăria sectorului 5 ar fi în continuare condusă de Marian Vanghelie și de oamenii lui? De unde credeți că au apărut aceste zvonuri? De la liberali? Pentru că am văzut undeva în presă că... Haideți să vă spun ceva. Eu i-am întrebat pe cei care au lansat aceste zvonuri dacă voi ați fi lucrat la primărie aduși de Florea și după Florea vine alt primar și vrea să vă dea afară numai pentru că v-a angajat Florea, v-ar fi convenit? Dacă un om e bun la locul de muncă, are experiență și își face treaba, de ce să-l dau afară? Păi gândiți-vă că Marian Vanghelie a condus sectorul 16 ani, 4 mandate. Toți oamenii de acolo, majoritatea, au lucrat cu el. E o vină? Păi atunci peste tot în țara asta ar trebui să desființăm instituții de câte ori se schimbă șeful? Hai că la primărie din 4 în 4 ani există această posibilitate, dar la ministere sau știu eu, în instituții, alte instituții se schimbă o dată pe an sau mai rar, mai des. Ar trebui să-i dea toți afară că sunt omul celălalt. Deci, nu, e o abordare greșită. Unu, doi. Avem majoritatea în Consiliul Local. Am obținut cel mai mare scor din toate timpurile pentru PSD la parlamentare și sunt singurul cu viceprimar PSD. Deci, nu, este o abordare tendențioasă și care încearcă numai să arunce așa o pată nemeritată asupra unor oameni care își desfășoară activitatea în mod onest. Având în vedere cele ce le susțineți, apare întrebarea firească. De un an și 4 luni, cred că s-au făcut, ați găsit cumva în hârtiile pe care le-ați preluat din cele 3 mandate vreo problemă administrativă din cele 3 mandate ale domnului Marian Vanghelie? 4. Sau 4? Probleme administrative au fost. Probleme de interpretare sau de rezolvare a unor situații există. Gândiți-vă că n-am avut arhitect șef, n-am avut direcție de patrimoniu, n-am avut direcție de cadastru, n-am avut la ISU, n-am avut control, n-am avut audit, n-am avut direcție de atragere de fonduri europene. N-am avut regulament de organizare și funcționare, era foarte vechi, n-am avut fișe de post, n-am avut proceduri de lucru. Toate astea sunt absolut necesare pentru transparența activității și pentru ca lucrurile să se întâmple așa cum trebuie. Le-am făcut pe toate. În momentul acesta avem. Avem și arhitect șef, avem și oameni la audit, avem tot ce ne trebuie. A fost greu pentru că trebuie ca oamenii. Cel mai important lucru la administrație este ca oamenii să aibă încredere în primar și în primărie.
această recăpătare a încrederii este cel mai greu de făcut. Eu cred că s-a rezolvat. Dar, într-adevăr, a fost foarte greu până la momentul la care am întocmit documentația. N-aveam proceduri sau regulamente pentru activitățile pe care le desfășoară, știu, poliția locală. Lucrurile s-au rezolvat. Și cu oameni aduși fie prin concurs, fie cu oameni care existau deja în primărie. În ceea ce privește alte aspecte, asta nu e treaba mea, sunt alte instituții care trebuie să se ocupe, atâta vreme cât lucrurile merg bine și în limita normelor legale, eu n-am mai reproșat nimănui nimic. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. Vă mai așteptăm pe la noi. Ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Cu drag. Mulțumesc frumos. Mulțumim și noi.